What else can you do in Amuliani? Ei bine, dragilor, în momentul de față ne aflăm pe insula Drenia. Aceasta mai este denumită ca și insula măgarilor, deoarece localnicii foloseau măgarii la munca de zi cu zi. Aceasta se află la 30 de minute de mers cu barca, cu vaporul, de pe insula Amuliani și se află în vecinătatea acesteia. Ei bine, pe această croazieră de 30 de minute pentru a ajunge pe insula Drenia, ne-am bucurat de un peisaj fabulos. În mare parte a timpului am văzut muntele Athos și o multitudine de insule pe care o să vi le arătăm în imagine. În drumul nostru spre insula Drenia, am făcut un mic popas pe insula Caprelor. În cazul în care vă întrebați, aceea este din spatele meu și v-aș recomanda cu căldură să o vizitați.